Oul este un aliment emblematic al sărbătorilor de Paște, bogat în nutrienți esențiali și versatil în preparare. Cu toate acestea, modul în care îl pregătești poate face o diferență semnificativă în ceea ce privește impactul său asupra siluetei și a sănătății în general. Iată ce să faci cu ouăle rămase de la Paște și cum să le prepari pentru a obține beneficii maxime. Mihaela Bilic a spus că dacă urmărești o cură de slăbire sau vrei să ai o senzație de sațietate îndelungată, oul fiert este alegerea potrivită. Oul fiert are un conținut ridicat de proteine și nutrienți esențiali, oferind o sursă consistentă de energie. Proteinele din ou sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a oferi o senzație de plenitudine și de a reduce pofta de mâncare, fiind astfel un aliat excelent în dietele de slăbire. Dacă vrei ca oul să fie ușor de digerat și asimilat de organism, optează pentru oul fiert moale cu albușul coagulat complet și gălbenușul puțin cleios, recomandă Mihaela Bilic. Acest tip de preparare păstrează beneficiile nutriționale ale oului, facilitând absorpția nutrienților esențiali, precum proteinele și vitaminele. Pentru o masă consistentă și hrănitoare, în special potrivită în cazul copiilor sau al persoanelor cu activitate fizică intensă, omleta reprezintă o opțiune excelentă. Poți prepara o omletă simplă sau poți adăuga ingrediente precum cașcaval, șuncă și legume pentru a crește valoarea nutritivă a preparatului. Totuși, Mihaela Bilic ne sfătuiește să fim atenți la cantitatea de ulei folosită în timpul preparării, deoarece acestea poate influența conținutul caloric al mâncărurilor. Dacă îți dorești să te răsfeți cu o porție delicioasă de ou ochi, poți să faci fără să adaugi exces de calorii. Oul ochi poate fi pregătit în mod sănătos, spune nutriționista, având în vedere că albușul de ou nu absoarbe uleiul în timpul prăjirii, așa că poți reduce conținutul de grăsime prin scurgerea excesului de ulei din tigaie. Ouăle rămase de la Paște pot fi pregătite în mai multe moduri pentru a satisface diverse preferințe și obiective dietetice. Indiferent de alegerea ta, este important să fii conștient de modul în care prepari ouăle pentru a obține beneficii maxime pentru sănătate și pentru a menține silueta în formă. Fiind atent la modul de preparare, poți să te bucuri de gustul delicios al ouălelor fără a compromite dieta sau sănătatea. Relatează click.ro.